Colegiul Național Spiru Hareț din Târgu Jiu găzduiește sâmbătă 2 martie etapa județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Română. Un număr record de elevi și-au anunțat participarea la eveniment. Pentru o bună organizare a fost făcută deja repartizarea elevilor în săli. Aproximativ 800 de elevi și-au anunțat prezența la Olimpiada de Limba și Literatura Română, care va avea loc mâine, 2 martie, la Colegiul Național Spiru Hared. La Colegiul uh, Național Spiru Hared din Târgu Jiu, sâmbătă, 2 martie, se va desfășura Olimpiada de Limba și Literatura Română, etapa județeană la care vor, va participa un nou record. De elevi, 800 de elevi, 146 de profesori evaluatori și 50 de asistenți. Repartizarea elevilor a fost făcută deja pentru o mai bună organizare. Olimpiada din acest an are două secțiuni. Secțiunea A, Olimpiada de Limba și Literatura Română obișnuită, iar secțiunea B este Olimpiada Lectură cu Abilitate de Viață. Repartizarea elevilor în săli este deja postată pe site-ul nostru și uh, îi rugăm pe elevi, pe profesori, pe părinți să urmărească macheta pentru ca în dimineața probei să se poată orienta ușor spre sala unde vor susține proba scrisă. Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate și carnetul de elev. Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări, manuale, dicționare, notițe, însemnări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.